Bună ziua tuturor! De ziua copilului ne bucurăm de ții mai frumos, de copilărie, nu? Cu pisicuțe, ușiță, ușiță. Și zilele astea o să vă arăt alți pisicuți. O să trebuiască să întrerup, să pun pauză, nu știu. Unde te duci, Panta? Nu, aici, ca să ne vadă lumea ce frumoșel suntem și poate convingem pe cineva să ne ia acasă, pe cineva care e în Prahova. Uf, mițicuț, mițicuț, mițițel, ha, vin aici. Îngăiem băiatul, îngăiem băiatul. Unde te duce, Birel? Unde te duci? Avem codiță, avem semnalizare pe codiță, după cum vedeți, da? Un punctuleț alb, care dacă este vopsit cu ceva fosforescent, va semnaliza când umblă noaptea. Da, arăt ca un ursuleț panda. Când vreau să mă arăt, evident, că dacă nu vreau să mă arăt, ești mai rușinos. După cum vedeți, cam se ferește. Parcă intuiește că-l vedeți. Pufuleț mic. Mulțumesc. Îl vedeți? Ce față de nevinovat are. În sfârșit am prins un profil. Și o vedere din față? Nu prea avea. E prima oară când vine aici pe masă și probabil că da, ea nu știe ce să fac. Pufuleț mic. Pufuleț. Nu mai. Că degeaba te arunci. Dacă te arunci, nu faci bine să te arunci. Of, 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 iubirea lui mămică. Of, ai încearcă să te lași și tu văzut și iubit și de alții, da? Of, gâgălici. După cum vedeți, are pete ca un ursuleț. Și e pufos. Puc, pardon, să ne vedeți fundulețul că e rușine. Of, 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 of. Ată o vedere din față, înainte de a închide, o să. Asta sunt eu, am o față de nevinovat. Și chiar este. Și chiar este. Bună ziua! Eu sunt alt bebe pisoi mic, cel mai mic dintre cei patru pitici care s-au născut în ziua... În joia mare, mai bine zis, în joia mare. Nu știu dacă sunt fetiță sau băiat, încă nu mi-a zis nimeni, dar deși sunt cel mai mic, sunt cel mai curios și zăpăcit. Dacă vrea cineva să mă ia acasă, ținem legătura. Că o să ne simțim bine împreună, așa zic eu, o fi mic. Până acum mi se zice Molly. Dar puteți să-mi spuneți cum vreți voi. Dacă aveți răbdare cu mine, s-ar putea să și învăț să fiu cumințică. Și... Of, să nu mai bag capul în cameră. Da? Să nu mă bag capul în cameră. Uf, uf, uf. Mie îmi place să mă joc. Dar aici pe masă n-am fost niciodată. N-am fost niciodată. Uf. Uf. Sper să vă placă. Și eu promit că o să mai vin. Asta ca să vedeți că noi chiar n-am născut. În joia mare și din cauza asta etalările au fost în întârziere. Puf, 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 puf. Acum, mă întind și mai știu ce să beau niște lăptic, că tocmai dormeam. Vă pup, pa, pa. Bună ziua, eu sunt al treilea pisoi. Sunt printre cei mai aventurieri. Uneori îmi zic Tommy... alte ori îmi zic Guleraș, încă n-am un nume stabilit. Dar dacă mă vrea cineva, poate să se hotărească la orice nume. O să învăț să răspund la numele hotărât de voi. După cum vedeți, n-am stare să stau pe această măsuță. E prima oară când vin aici, pentru că mie îmi place cel mai mult să mă cațăr pe picioarele lui tanti Ela. Și să mă agăț la curea, ca un breloc. Sunt foarte aventurier și nu mă dau încolo să descoper noi locuri. Dacă pic, nu zic nimic,
Mă ridic și merg. Oi, noroc, merg mai departe. Acum sunt un pic cam adormit, că dacă n-aș fi adormit, ia, uite, mă mușcă și mă linge, of, 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 mă iubește, știu, pufi, pufi, dragule, mă, iubirea mea, mă pupi și mă iubești, o să vă iubești și pe voi dacă mă luați careva dintre voi, of, 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 of. Da, asta sunt eu. Încă n-am un nume, dar sunt mic. Încerc și eu să mă spăl așa cum am văzut pe mami că face. Și sper să nu fac vreo surpriză pe masă. Așa că mai bine mergem să bem lăptic și pe urmă vedem ce mai facem. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine, că tot e ziua copilului. Și v-ați simțit și voi copii odată cu mine. Pa!